o mai face și alți pași. Legat de permise și matricule, vă spunea domnul primar, au fost colegii mei aici, au verificat, pentru că aici există niște condiționalități tehnice, puțin mai speciale, vorbim de o anumită fibră optică, vorbim de un sistem informatic care este gestionat la nivel național, lucrurile nu sunt așa de simple, să spunem așa, dar facem niște pași în direcția asta. Primul pas este să relocăm serviciul de acolo în Someșeni și după aia ne vom concentra atenția și pe descentralizare și deschiderea punctelor de lucru în extremitățile județului.